Marin Anton a transmis celor de la PSD că au motive de îngrijorare, fiindcă este decis să se implice pentru readucerea organizației PNL Giurgiu pe primul loc în plan politic și electoral. Domnul Bădălo poate să fie îngrijorat. Poate să nu mai bea ceaiul dimineața la prima oră, poate să-l bea la prima oră însemnând la 10 pentru noi, poate să-l bea la 7:30. Numai împreună, chiar dacă cu toți liberalii, dacă adunăm pe toți liberalii din județ, o să vedeți că județul e liberal. Dacă îi luați pe fiecare persoană în parte și discutați, o să vedeți că sunt mult mai mult liberal decât democrat, social-democrați. Da? Și cu toate astea, când vă uitați în tabăra PSD-ului, astăzi și dumneavoastră și toată lumea îi dă mari favoriți în câștigarea alegerilor din 5 iunie 2016. Ăsta e motivul. Am renunțat la multe orgolii, am făcut și eu greșeli, am făcut foarte multe greșeli politice, chiar n-am fost inspirat deloc. Mi le asum, sunt greșelile mele. Am venit astăzi pentru a aduna. Deputatul Marin Anton nu își dorește să candideze la alegerile locale, dar spune că va fi unul dintre principalii susținători ai candidaților PNL Giurgiu, Florian Nicolae și Dumitru Beanu.